Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare C++. Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile C++ pentru construirea de algoritm ce combină structura secvențială, alternativă și repetitivă cu test inițial și să testezi aplicațiile pe care le vom construi împreună la ora de informatică și TIC pentru clasa 7-a. Aplicație practică 1. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural n cu maxim 9 cifre, cu un număr impar de cifre și afișează pe ecran cifra din mijloc corespunzătoare numărului dat. De exemplu, dacă n egal cu 1, atunci pe ecran se afișează valoarea 1, iar dacă n egal cu 12345, se observă că cifra din mijloc afișată este 3. Pentru rezolvarea problemei, la pasul 1 se determină în variabila nc numărul de cifre corespunzătoare numărului n. De exemplu, dacă n egal cu 12345, atunci valoarea variabilei nc va fi egală cu 5. La pasul 2 se calculează în variabila p valoarea 10 la puterea nc pe 2, adică 10 la puterea a doua. P va fi egal cu 100. La pasul 3 se elimină din n ultimele nc pe 2 cifre prin împărțirea întreagă la p. N devine 123. La ultimul pas se afișează ultima cifră a valorii curente a variabilei n, adică se afișează valoarea 3. În programul principal se declară variabilele întregi n, nc și copie. Se citește de la tastatură, cu ajutorul instrucțiunii sin, o valoare pentru variabila n. Citirea este precedată de afișarea pe ecran a unui mesaj, prin care îi se solicită utilizatorului să introducă o valoare pentru variabila n. Variabila copie preia valoarea variabilei n. Se utilizează variabila nc pentru determinarea numărului de cifre corespunzătoare valorii variabilei n. Cu ajutorul instrucțiunii while se elimină treptat cifre din copie și se mărește la fiecare iterație valoarea variabilei nc cu câte o unitate. Valoarea variabilei nc se înjumătățește și se declară variabila întreagă p care se inițializează cu valoarea 1. Se calculează în variabila p valoarea 10 la puterea nc cu ajutorul instrucțiunii while. La fiecare iterație se înmulțește valoarea curentă a variabilei p cu 10 și se scade câte o unitate din valoarea variabilei nc. Se elimină ultimele nc cifre din p prin împărțirea întreagă la p. La finalul algoritmului se afișează ultima cifră a valorii curente a variabilei n. La execuția programului, dacă pentru variabila n se citește valoarea 1, pe ecran se afișează valoarea 1, iar la o nouă execuție, dacă n egal cu 12345, valoarea afișată este 3. Aplicație practică 2. Vă propunem să scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural n cu maxim 9 cifre, dar cu un număr impar de cifre, și să afișeze pe ecran numărul obținut prin eliminarea cifrei din mijloc. De exemplu, dacă n egal cu 1, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se va afișa valoarea 0, iar dacă n egal cu 12345, atunci pe ecran se va afișa mesajul 1245. Pentru rezolvarea problemei, la pasul 1 se determină în variabila întreagă nc numărul de cifre corespunzătoare numărului n. Pentru numărul 12345, nc va avea valoarea 5. La pasul 2 se calculează în variabila întreagă p valoarea 10 la puterea nc pe 2. În acest caz, nc pe 2 va fi egal cu 2 și p va fi egal cu 100.
La pasul 3 se afișează valoarea variabilei n fără cifra din mijloc, calculată cu ajutorul formulei propuse, unde n/p înmulțit cu 10 reprezintă valoarea obținută prin eliminarea din n a ultimelor cifre, inclusiv a celei din mijloc, iar n%p reprezintă ultimele cifre din n până la cifra din mijloc. În programul principal se declară variabilele întregi n, nc și copie. Variabila nc este inițializată cu valoarea 0. Se citește de la tastatură cu ajutorul instrucțiunii SIN o valoare pentru variabila n. Citirea este precedată de afișarea pe ecran a unui mesaj prin care i se solicită utilizatorului să introducă de la tastatură o valoare pentru variabila n. Variabila copie preia valoarea variabilei n. Se utilizează variabila nc pentru determinarea numărului de cifre corespunzătoare valorii variabilei n. Cu ajutorul instrucțiunii repetitive while, se elimină treptat cifre din copie și se mărește la fiecare iterație valoarea variabilei nc cu câte o unitate. Valoarea variabilei nc se înjumătățește și se declară variabila întreagă p, care se inițializează cu valoarea 1. Se calculează în variabila p 10 la puterea nc cu ajutorul instrucțiunii repetitive while. La fiecare iterație se înmulțește valoarea curentă a variabilei p cu 10 și se scade câte o unitate din valoarea variabilei nc. La finalul algoritmului se afișează valoarea variabilei n fără cifra din mijloc. La execuția programului, dacă în variabila n se citește valoarea 1, pe ecran se afișează valoarea 0, iar la o nouă execuție, dacă n primește valoarea 12345, valoarea afișată este 1245. Exersează singur și scrie un program în limbajul C++ care citește de la tastatură un număr natural n cu maxim 9 cifre, cu un număr par de cifre și afișează pe ecran suma celor două cifre din mijloc corespunzătoare numărului dat. Pentru n egal cu 12, valoarea afișată va fi 3, egală cu 1 plus 2, iar pentru n egal cu 123.456, cele două cifre din mijloc sunt 3 și 4 și valoarea afișată va fi suma acestor, adică 7. Felicitări! Astăzi ai învățat despre cum poți construi algoritmi elementari care combină structurile secvențiale, alternative și repetitive în scopul rezolvării unor probleme.